doamnelor și domnilor, 9 mai, o zi cu triplă însemnătate. În primul rând, ne aducem cu toții aminte din cartea de istorie programația citită de Mihail Cogănicianu, 1877, Războiul de Independență, deci ziua Independenței. Pe de altă parte, ziua Victoriei Națiunilor Unite în conflagrația mondială, a doilea război mondial. Pe de altă parte, Schumann și ai săi oameni de, de, cu viziune au proclamat ziua Europei în anii 70 în care s-au pus bazele comunității europene. Suntem la șachmat, Am plăcerea de a avea ca invitați în această seară pe Iulia Vizi și pe Pop Tomaș din partea grupului Milvus. Bună seara și bine ați venit! Vă mulțumim pentru invitație. Este onoare să fim din nou la regii. Da, uh, Milvus, în primul rând să le spunem spectatorilor uh, ce înseamnă Milvus, ce este Milvus, să intrăm așa un pic în... Uh, să vă, vă o să cunoaștem. intrăm în culise, pentru că avem să vă povestim despre cu 25 siguranță. de ani de activitate. Este vorba de Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, grupul Milvus. Iar aici, de față, cu mine, Pop Tomaș este cel care, încă de la începuturi, a pus fundațiile acestui, acestei organizații care a ajuns, poate. Una dintre cele mai importante din România, pentru că. Când era Tom, așa, în ce an, scuză mă? Da, da. în 1991. 1991. Da, aveam. Deci, e un erat, așa. Lumea făcea business, făcea SRL-uri, pe de-o parte, și. <cute> și, și pe bine. de altă parte, și. Uh, tu puneai bazele unei, uh, unei da, asociații. Nu mai sunt singur, pentru că ar fi, da, da. eram șapte. șapte și șapte, băieți. Da, băieți. dar atunci, de, numai băieți. Da, fondatorii, cum ar Da, care, între 15 și 18 ani, care am spus că ne interesează păsările, natura și să facem ceva mai ordonat. Așa a început. Ceva organizat. Ne-am ne dus, de fapt, la domnul Somba Zoltan, care este, lucrează la muzeul din Târgu Mureș. Da. Și pentru că dânsul era un dolog. Și la el în bucătărie am fondat, Ați de fapt. da. da, da poveste astea de bucătărie, am, de garaj. Exact. mari oameni de afaceri, mari inventatori în garaj, în bucătărie. acolo am discutat să-i dăm și un nume. Și am început așa. Mius înseamnă, este denumirea științifică unui păsări. Pentru că, după cum se știe, toate animalele și toate plantele au din științifică științific. În latină, să le spunem în, da. în latină, și... Deci au două nume. Și Milvus Milvus este Gaia Roșie. Și... Ne-a plăcut are, are și un, o poveste pentru că, de fapt, în România nu mai cuibărește. Nu, nu mai, dar era vremuri. Gaia. Eu ți minte, la bunici, spuneau, ești da. ca Gaia, da. ca și Gaia. Da. Adică este... ce, era? stăruitor, așa ești, <laughs> nu, nu mai scăpa de tine, Cam așa ceva, asociam. Da. Gaia e, e o pasăre, deci Gaia e Gaia roșie și Gaia, Gaia brună și uh, Gaia este o pasăre care e mai furat din gospodării. Ah, deci deci e o pasăre care nu, nu ne plăcea la toată lumea, dar Efectiv a dispărut Gaia Roșie. acum e în revenire în Europa de Vest da. și sperăm să vină și la noi. Iar cealaltă Gaia e, mai avem foarte, foarte puține perechi în România. Ne Iulia, în, în tot acest mult, știa, la fervescenței creatoare, un zbuciu, un lăuntric așa permanent, afaceri, zdroabă, Europa, un... cred că oamenii stau și se întreabă, poate și eu retoric așa, dom'le, dar mai sunt oameni care se ocupă de păsări? Sigur că sunt. Uh, avem uh, parteneri în România cu care lucrăm, Trebuie să amintesc uh, SORE-ul, Societatea ornitologică, ornitologică, Română, cu da. care uh, desfășurăm activități. Normal, pe toată ei parte, cum să uh, din parte, statal, sau cum să-l denumim, guvernamental, nu, 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 doar nu. ca Sunt organizații non-guvernamentale ca și, și ei noi. Sunt da. non-guvernamentale. Da, exact, exact. Da, să le spunem telespectatorilor, Milvus este o organizație, în primul non-guvernamentală. În primul non-profit. Non non da. Ne autosustinem. Bun, dar vin și spun din partea statului, îngrijă a cui sunt păsările și natura? Păi, din partea statului, toată sarcina cade pe Ministerul Mediului. Ministerul Mediului? Și țin Care să spun, are așa, e un tot mare. Din păcate, e un tot, dar nu e mare. Din <laughs> Guvernul României, Ministerul Mediului, tot anul e așa, ministerile vin și. e la, la mediul, mediul la acolo, acolo, acolo da, și. Da. lasă să că nu. Să vedem pe cine punem la mediul. Deși păcate, mediul da. este ce, ministerul care trebuie să interacționeze cu toată celălaltă. Și cu care trebuie să, se le convingă și nici, aproape niciodată n-am avut un minister al mediului puternic. Pe vremea când mai era și deci apele și pădurile aparțineau, aparțineau de la ministerul la mediul, mediu, da. da. atunci avea cât și o putere. Dar era o interconexiune așa, totuși. Acum iarăși nu este, dar niciodată nu a fost puternică, din păcate. Eu speram într-o de când am intrat în Uniunea Europeană, partea de mediu s-a întărit totuși, deci da. a devenit mai importantă. Nu Ai termeni că... de comparație, nu ce a fost în anii 90, să spunem 2000 da. și după integrarea României? Deja înainte de integrare a început, pentru că trebuia să înceapă și România pentru de a mersuri, se integra, da. Da, de mesurile. Dar după integrare a devenit mai puternică, pentru că și-a dat seama că în Uniune, dacă, dacă, am intrat, e și partea bună, e și partea că nu ne place atât de mult, dar dacă am semnat, Sigur, am semnat ne un, cu impact, nu? Da. Și atunci este și această parte și oamenilor le, de obicei o simt mediu și siturile Natura 2000 și toate astea ca o povară, Deși dacă ne gândim bine, nu e o povară, ci de fapt este garanția noastră pentru viitor. Dar asta e o poveste care trebuie... Este garanția sănătății noastre. Gândiți-vă practic, pentru că natura ne dă toate serviciile de ecosistem, astea fiind exact tot ce avem nevoie ca să trăim. Aer, apă, pădure, liniște. Tot ceea ce mâncăm sunt servicii ale naturii. Și dacă nu avem grijă de ele... Unde ne vedem? M-am da, uitat, așa le-am am lăsat la o parte, nu știu. Cu toate că ar trebui, cel puțin eu mă raportez la generația mea și spun, nu, eram fermecat de natură și de păsări. și uh, poate că am rupt, și eu recunosc un contact, așa uh, câțiva ani, în care nu m-am mai aplecat. Sigur că am respectat natura. Sau mi-a plăcut să merg în natură, dar nu ar fi totuși așa o întoarcere. A pentru tutelor. asta luptăm. pentru Cel puțin noi avem uh, uh, multe programe în care dorim să interacționăm cu publicul, avem programe de educație. Dar înainte să trec să vă povestesc de toate astea, vreau să vă spun că noi nu ne ocupăm numai și numai de păsări, pentru că noi avem domenii, nici nu știu dacă avem o oră la dispoziție să vorbim, de la mamifere mari, mamifere mici, la uh, pești, la, da, la uh, situr, natura 2000 pe care ce noi le avem. Natura 2000 pentru telespectatori, sigur că eu știu, dar hai, pe scurt, așa să le spunem telespectatorului care nu cunosc, poate, să... ce înseamnă Natura 2000. Deci, uh... În Uniunea Europeană sunt două directive care pun baza protecției naturii. La directiva Păsări se cheamă și directiva uh, Habitate. Și pe baza acestor două directive se desemnează niște zone protejate, că despre asta vorbim, denumite Natura 2000, Situl Natura 2000. Este cea mai mare rețea de arii protejate în toată lumea, din in, uh, toată Uniunea Europeană. Deci, în toate cele 28 de țări deja care sunt în Uniune, sunt desemnate și. Deci nu e România o excepție care a fost obligată, pentru că, deci de exemplu, Spania are aproape de 30% din suprafața țării acoperit e, cu situri și, și, o, și o țară, e țară și uriașă. E. Da? Zone protejate, în zona noastră aici, apropiată să spunem, care, care ar fi uh, arile protejate? Sunt mai, multe. Sunt mai multe. Pe Valea Gurghiului este Pădurea Mocear, care A, da da toată pădurea. Este din România. Da, deci, deci, nu numai. Acum nu numai pădurea acea bătrână, veche, veche, da. ci este și zona. Toată zona. Avem Am... pe Mureș. Pe, pe Mureș. Valea Mureșului superior. Practic, nu numai. Deci, Valea Mureșului superior și acolo, da. da. Este Parcul Natural. Dar sub Parcul Natural avem Situl natura Domi, care este practic e numai Mureșul și câteva mici fâșii pe lângă. Am înțeles care vine de la dede aproape uh, până în Reghin. Una, și a, aici suntem noi uh, asociația grupului Mos Custode, pentru că, altă poveste, da, să nu intrăm. Iar, un alt sit este de la Reghin până în, uh, nu până în turgămure și e practic uh, până în Gornești. Da. Uh, și asta e în sit Natura 2000, poi avem și la, la Glodei, deci. Sunt da, e o zonă. Ne întoarcem la Iulia, deci explică-ne, te rog, pe larg cu ce vă ocupați, voi, ca oamenii să știe exact care sunt preocupările noastre. O să încep cu educația. E o considerăm deosebit de importantă. Formăm viitorii cetățeni, viitorii oameni care vor trăi, sperăm noi, într-o lume mai bună. Asta depinde cum o făurim. Avem peste 10 ani de activitate, cel puțin colegele mele au 10 ani de activitate. Au trecut prin mâna noastră peste 15.000 de oameni de elevi și 1.000 de cadre didactice, ceea ce este foarte, foarte bine. Ați reușit să găsiți pârghile unei comunicări și implementări în școlile? Este să atât din de simplu. Mergem la ore la orele de biologie, dacă profesorul este deschis, deschis da, de bună și vorbim despre răpitoare, vorbim despre reptile vorbim despre orice subiect despre cum să avem grijă sau nu de pui căzuți din cuib iar o problematică despre care poate da, înspre sfârșit musai să vorbim da. uh, uh, mergem și organizăm uh, uh, ture prin pădure, le arătăm la fața locului, asta e o floare Asta e o insectă. Avem tabă. Asta avem tabere um, pe care le nici nu știu, poate parcă e un vis, probabil pentru generația noastră. Să stai 5 zile într o iurtă, să dormi într un sac de dormit, uh, să ai reguli la de tabără, trebuie să te ții de ele, trebuie să ajungi la ajuți la gospodărire și între toate astea să cauți urme de animale sălbatice, să înveți este florile, osebit. să te duci în excursie, să vizitezi da. centru de reabilitare și să vezi animalele mari Și asta face acum. parte din formarea ta din uh, creonarea viitorii personalități da. tale Generația mea asta Asta înseamnă să, te, să, să revii către natură și asta încercăm să, să, să facem prin activitatea de educație și PlayStation, ul e rămas acasă o -i sub, sub <gătări> Nu, telefoanele sunt aproape interzise, se vorbește din când în când cu acordul. Nu, da. da, da, da e și e be, să be. nu. Ire, sigur că părinții vor să da. știe dacă copiii. Sigur că, că copiii... da, este perfect normal să cunoască, păstrăm legătura. De ani de zile, de încă de la de la înființare se face monitoringul și păsărilor se fac urmărirea? foarte multe Ce urmărirea lor no. Nu știu, aici intru, avem mai multe. Deci, multe în practică înseamnă că faci un recensământ la început, da, într-un an, e, e, și e o, o linie de. adică o bază. Da, să spunem despre. Uh, asta o facem, de exemplu, împreună cu Societatea Ornitologică Română, da. pentru că țara e foarte mare și nu avem nici noi suficient specialiști, da, și atunci împreună. Uh, de exemplu, facem mai multe programe de monitoring pentru diferite specii. De exemplu, prigoria despre care o să vorbim. Da, prigoria de regiri, da? Se trebuie, apace, se, așa, este, este prinsă mm -hmm. într-un într -un program de monitoring care se cheamă Păsările Comune, da, Și care repetăm recensământul an de an cu voluntari. Și le și însemnați cum, cum le țineți o coteală? Trebuie să le. Nu, nu, nu. Deci este o numărare. Și atunci vedem dacă, până anul, nu știu, 2000. Pe toată România, nu știu, 50 de puncte fixe alese da. în intervalul în care se face. Au fost numărate 4.000 și nu știu cât de prigori în anul următor, 5.000. Iar dacă vedem dacă scade sau crește populația. Da, da. Și poți să tragi un semnal de alarmă și avem destul de multe specii la care populația scade în toată Uniunea Europeană, mai ales cele legate de agricultură pentru că agricultura se schimbă și la noi din agricultura asta extensivă, prietenoasă naturii care au, a fost, ce au părinții zi, noștri și bunicii, da? da. Apa, frumos, a, nu, neapărat, nu trebuia să fie foarte cum să zic, cu sapa și foarte greu de făcut, se poate și cu tractorul, da. dar se poate totuși Cumva să supraviețuiesc și natura. Exact. Nu cu foarte multe insecticide și nu cu, da. nu mai da. motorizat totuși. Deci omul pierde și contactul cu pământul. <laughs> După vreme da, pierdem și păsările și pierdem animalele care sunt acolo. Pentru că într-o o agricultură care este numai din monoculturi mari de zeci de hectare, da. ai e parcă un deșert da. pentru animale. Pentru că dacă iau o pășune... Exact. Exact asta e. Deci dacă vorbim de o pășune sau o fânață, da? Pe 10 metri pătrați, eu pot să am 50 de, de specii de plante. Pe bune. Și când am o... No. Doar, La an de greu, greu. câte când specii, specii am? sau o Una. Da, <laughs> da? da? Una. Da. Eventual, un dăunător care... dezvoltarea agriculturii, industrializarea e așa și crearea de, de plus valoare. Și nu mai ții un cont, știi? Numai, numai, oamenii nu mai țin un cont. Nu mai contează decât businessul, Nu contează decât profitul. Nu mai ținem cont și, pur și să ajungem să ne plângem. Nu? A, am distrus, am ecosisteme și echilibru e, natură, biologic. E, cât, cât e de important să menții acest echilibru? Sigur că putem intra în, în profunzimea discuțiilor, dar simplu fapt că o păsărică, așa, poate nensemnată pentru mulți, e, dispare, să spunem, din peisaj. Nu, are rolul ei. Exact. Și cea mai mare bătălie pe nivel de Uniunea Europeană se dă pe agric agricultură. Da. Și, și acum se dă, pentru că așa numitul Common Agricultural Policy, deci politica comună agricolă da, a Uniunii, da. este unde se bagă cei mai mulți bani în și care deunează, din păcate, cei mai mult biodiversități. Pentru că este un lobby fantastic din partea firmei care vor monoculturile astea uriașe care produc, nu spun că nu produc și trebuie să găsim balanța și între a produce, pentru e nevoie, pentru că e nevoie, e de, nevoie de, de, de mâncare, da? E nevoie de Dar hrană. Trebuie să găsim totuși metoda în care producem hrană și ne rămâne și viitorul da, nostru. În detrimentul sistemelor și ecosistemelor. Da, să știi că putem și noi în România să facem ceva. Haide să ne gândim de două ori înainte să cumpărăm la supermarket tot ce vedem la reduceri și să ne gândim exact de câtă mâncare avem nevoie pe o săptămână. Și să nu mai aruncăm atât de mult la gunoi, pentru că și asta contează. Mm. Inclusiv consumatorul și clientul din România îi face, de exemplu, unei uh, firme din Germania vânzare, tocmai pe în detrimentul naturii, chiar dacă tu ești aici și uh, firma este în străinătate. Hai să facem o, un raționament. Există, există o risipă. Uh, Iulia Tomaș, ne întoarcem la această poveste după o scurtă pauză publicitară. rid doamnelor și domnilor în această seară împreună cu Iulia Vizi și Pop Tomaș grupul Milvus păsări animale protecție natură. Să ne întoarcem cu toții la natură. Aș vrea să vorbim acum să discutăm din nou despre proiectele voastre, în ce, în ce vă implicați și cam ce cuprinde totuși toată area voastră de activitate. Pe de o parte și pe de altă parte fiindcă sunt convins că există foarte multă transparență și la voi, de unde vin banii, cine vă finanțează? O să las pe Tomar să vorbească de, de finanțare, eu o să trec în revistă câteva dintre proiectele de conservare pe care le-am derulat. Uh, poate că ați auzit de Arli. Este da. o mare vedetă, a ajuns mare vedetă în ultimii ani în România. Este o agvilă țipătoare mică. E un uh, parteneriat pe care Milvus l-a avut, uh, o colaborare cu SEO și Agenția de Mediu din Sibiu. Au fost ani în care au fost monitorizate aceste păsări. Au fost 22 de emițătoare uh, pe spatele a 22 de păsări. Din păcate, din toate, Arli a rămas singurul de la care primim uh, o bogăție de informații, informații. despre traiectoria lor. Depinde. Uh, la unii s-a defectat trimițătorul, deci da. putem spune sigur că pasăra. Am murit la, la destul de multe pasări, a efectiv a murit. Uh, mai ales la uh, pui, pentru că parte dintre păsările au pui, pui. Deci, burați din pui deja, da. dar în primul an uh, o mare parte mor din păcate din păsările, nu, au experiență... noi în istoric vorbind, acum sigur că am auzit cu toții de aguilă, În România a existat Agvilă în, nu știu, anii 60-70 da. și a dispărut o perioadă, s-a revenit. Nu. Nu? nu, nu, nu dispărut, sunt mai multe specii de acvile în România. Da. Acuila Acvila țipătoare mică e mai specială, da. pentru că este o acvilă care nu stă la noi tot, tot anul, da. ci efectiv migrează până Africa, până în Africa de sud. Deci are o în care de, de, foarte umă. mult. Deci merge peste 10.000 de km 10 dus și 10.000 de km întors. Am și în fiecare an fac Asta acest iar mă fascina copilării. Dumnezeu, cum, <coughs> cum poate să meargă pe să exact. Mult. Și acum, cu aceste noi metode, am, punem aceste tot pe spate, Chiar știm unde se duc, că până acum aveam e numai metoda de inelare, da, da, puneai da. la piciorul păsărului în el și dacă era prins în Zambia, să zic, nu, atunci avea două puncte, România-Zambia. Acum poți să ne transmit, pot să transmită și chiar din oră în oră, câte un punct GPS. Și avem foarte exact unde se duc, ce fac. Ceea ce vreau eu să adaug cu telespectatorilor. Că datele astea nu trebuie să le vedem doar noi, pentru că invit pe dânsii să, 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 să se uite pe milvus.ro. Noi abdatăm uh, călătoria lui Arli sau la alte păsări, că mai avem și alte păsări. Cred că sunteți uh, foarte cunoscuți și, și pe pe prin, prin berzele tracking, de la Dumbrăvioara. și de ele. Un <laughs> și uh, practic pe Satellite Tracking, dacă se intră pe acest link și se pune numele lui Arli data... Vezi cu ochii tăi, nu mai trebuie să-ți spunem noi, Trebat. Milvusul, tu de acasă vei vedea cum pasărea respectivă este acum în Siria, Ivezi, este, Ivezi, este în, în Sahara, trece peste Sahara e și parcă te iesa. face parte din, dar din călătoria. Nu? Povești păsării. Și povestea pentru uh, copii de, despre păsări, dar și pentru adulți, adică. Exact. Păi, noi când aveam uh, pe foarte multe acvile cu copiii mei erau mai, mai mici da? și seara. Ne spuneam povești, da? Și după vremea da, da spunem ne povești despre acelea țipătoare. Și atunci, norocul meu că mi-a pus lângă fantezia mea, mai aveam și niște date exacte, unde sunt acum, și atunci luam. Acum sunt în Egipt și... Dar, Hai, spuneți interesant. Și știi? atunci așa povestea. Și interacțiunea asta e pe de exemplu, poți să, poți să vezi și geografie cu un drum. Știi, tu exact. ca părinte, nu știu, eu Poate aș ar face trebui așa. să scriem o carte Bun. de povești. A trecut, da, a trecut prin Egipt. Care este capitala Egiptului? Știi, adică da. poți să-l dezvolți pe copil și într-o zonă din asta. Copilul acumulează cel mai mult după părerea mea, că și eu sunt părinte. Bine, fetele mele sunt mari, dar acumulează când sunt interesați. Ia, Absolut. Dacă, Absolut. Dacă, de... Ca altfel, dacă zici Egipt, Cairo, nu se prinde niciodată. Exact, dacă exact. leagă de ceva. Leagă de ceva. Și pe moment avem, de exemplu, trei vânturoi de seară, care e un fel de șoim. șoim da? care cubărește da. colonial, e foarte interesantă specia, și care iarăși migrează de în la ca Africa. Dimensiune, motor, e mai da. mare decât șoimul? Da. E mai deci, mare. depinde de... Aquila aquila nu... de de munte asta sălbatic sau cum era? Acvila de munte e mai mare. Acvila țipătoare e undeva la un, mărimul unui șorecar, dacă e da. de cea mai comună specie de răpitoare la noi șorecarul, care, nu, să zicem de la masă. masă, da. cam o, o... acvila nu e foarte mare, aquila țipătoare, mică, dar e totuși, e acvila. Se duce până în Africa. Cum am zis și vânturile de seară, care avem acum trei uh, comițătoare, foarte interesant, pentru că le-am prins în migrația de toamnă. Cum mergeau către, către Africa și nu știam de unde vin. Le-am prins în uh, partea de est a României. Trei. Și a primăvara următoare s-a dovedit că una s-a dus din, a, din Africa, s-a întors nu în România, ci s-a întors în Kazahstan. Prin Așa, România. Ca să spun că acum e în Crimea. Da, <laughs> Crimea. <laughs> <Aceea e> la <laughs> aș Crimea da. ucraineană sau rusească? A, rusească. Rusească, Asta Asta e rusească e acum. Da. da? Dar nu. ele știu sau nu? cum? N-au -au repere așa exacte? Așa adică, poate, nu. Nu, dar <laughs> ele, ele uh, au, au plecat din România sau au venit, au trecut prin România sau au dus în Kazakhstan. Au ales ele sau nu, a pasterea, există și o perturbație în traseul nu, lor? Foarte probabil, pasărea era originară din Kazakhstan, da. dar în migrație de toamnă, când l-am prins noi în România, era în trecere, Era, da? trecere. era în trecere. trecere, l-am prins, nu știam de unde vine. Mm -hmm. Și atunci, vreau, a... știi, ca românii vreau să ajungă în Marea Britanie, dar au lucrat o lună și prin Italia, așa, o perioadă și vorbim. <gântu> se se întâmplă la de... postele de... migratoare <gântu -se> des. Da. da. Și okay. în această migrație, că, uite, pe mine chiar, repet, m-a fascinat. Străbat 10.000, 8.000, 10.000 de kilometri, fac alte, nu știu, da. combustibil ca da. la avion. Da, da. Da, da. 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 poți și postele astea tale mari se mai opresc, uh, se duc una-două zile, depinde și de, de vânt, de, de plen, condițiile dar, meteorologice, crea, de exemplu, acurile țipătoare, cum și belzele albe, că și baza albă se duce tot în Africa de Sud, da. până în Africa de Sud, da? Ele nu, uh, nu migrează așa, uh, dând în arip, activ, da. pentru că obosesc prea repede. Da. Și ele merg ca... Uh, Planează, sau cum? Exact, deci urcă pe niște... Uh, Termici. Termici, cum de... fac, da, pe curenți, cum fac și cei care Parapan. practică parapanta, care da? Parapanată urcă, urcă destul de mult după ce aceea planează. Chiar da, că tu poți să planezi de, de masivă, uite, -o, da, și logic. din această deci, din această logică poți să facă acest lucru numai deasupra uscatului. Deasupra mărilor nu se formează astfel de curențe ascendente. Da, da, atunci da. ele pot să pe toate, de exemplu pe Gibraltar, în Istanbul, efectiv, pentru că acolo, acolo trec, trec. toți, că nu că că se aventurează deasupra mărilor. Da? Și noi chiar am avut o tabără cu 8 ani pe Bosfor. Da, scuze, da. Sper, în Istanbul. Am avut o tabără și am numărat acurile țipătoare mici uh, care migrează din toată Europa și, practic, uh, vestul Ce Asiei. Poate să fie să și am avut vreo 60.000 de acvile în total care au trecut în cele trei săptămâni ale taberei în care am stat în 5 puncte ale Bosforului și am numărat posturile de dimineață până seara. Era ceva fantastic pentru că vedeai stoluri de, zic, să zic, 20.000 de, de berze care... Fantastic. Dar acolo. să știți că această observare nu s-a terminat. Noi avem o tabără anuală la Chituc cu da. voluntari care pleacă de aici, din Cluj, din toată țara Chituc, în care stăm. Unde e? pe malul Mării Negre, către da. Delta. Delta, se stă trei luni de zile și se inelează păsări, care, din oră în deci, oră, mergem să luăm să păsări, să stăm natura. cu corturile, se, Ce stă, se face rotație azi, de azi, personal. Eu știu, bă, mă ocup și de TV, au și de, de conturi. De unde vin banii? Ok. Acum bani. Am bani. Bani. <laughs> okay. n am terminat <laughs> toate activitățile, că bani. sunt multe. Da. Da. Deci, practic, uh, am început noi total voluntar, da, acum da. 25 de ani. Eram și copii. După ce am terminat facultatea, masterul unui și doctoratul, ne-am să ne tragem. Da. Fiecare cu jobul lui. <laughs> și foarte, foarte greu era, mai ales la început, pentru da. că bani în România nu prea sunt pentru așa ceva. Da, clar. Nu sunt la Consiliul Local, nu sunt la Consiliul da. Județean, nici nu vrem să fim dependenți de ceva da. politic pentru că suntem NGO-uri, da, e, ceea e ce înseamnă greușca, așa. Da. Da, dar nici la Ministerul Mediului nu prea sunt. Deci există fondul de mediu în România, da. care o, o dat bani, nu știu, odată la trei ani și numai pentru proiectul de educație ecologică. Am câștigat la ei, da. am da. avut proiecte, dar din aia nu trăiești. Da. Și efectiv totul s-a schimbat de la... Un, aderarea României la Uniunea Europeană, pentru că în uniune e o altă politică și o altă abordare. Da, există totuși bani pentru proiecte, există bani pentru protecția naturii, există, deci se poate. Nu e ușor, e foarte multă muncă administrativă cu care trebuie să, să aplici te tot timpul trebuie să ai să fii pregătit să ți faci temele de casă, nu? Da nu e. Tot timpul vigilenți la proiecte și scriem proiecte și ne gândim la ele. pe spate avem ceva bani și nu. cred că o comparație foarte plauzibilă, ca și cum ai scrie proiecte pentru, știi, comunități, apropo de Uniunea Europeană. Păi, trebuie canalizare, păi scriem un proiect. Trebuie să ne ocupăm de priorie, scriem un proiect. Numărăm până la ultimul flyer sau până la ultimul. ce știu eu, afiș pe care îl punem, și îl decontăm la fir de păr. Da, e bine, pe de altă parte, cum spuneai, că sunt bani, totuși sunt bani și oamenii își îndreaptă atenția. Că noi, uite, o să ne trezim poate prea târziu și o, o să nu să mai avem ce face. Și păcate de, de, de toată, tot ce avem, nu? România exact. e o țară bogată și din punctul ăsta de vedere. Foarte bogată. Asta m-a deranjat totdeauna că uh, când e vorba de reclamă, de România își face reclamă la turism, grădina Carpaților, da, ce natură turi, avem, haideți și... pe la noi, și pe când, politica internă pf, nu, nu se are nu de... deloc de natură. Deci da. natura e pe ultimul loc. Nu știu, nu se discută. Și noi n-am da. știut să exploatăm asta, din păcate, 27 de ani. Nu. Fiindcă avem ce trebuie. Exact. În primul rând, am făcut infrastructură, n-am făcut turism. Fac alții cu... Uite, păi, exemplu totdeauna l-am dat. Ungaria. Ungaria e o diferență foarte mare între ceea ce are Ungaria și ce are România. Și e cred că fac mai mulți bani din turism decât noi. Păi noi avem mare, avem delta, avem Carpați. Da. Nu știu cine mai are așa ceva în și toată Europa, de altă da? de parte, vezi că vin, și acum că de. sunteți în natură tot timpul. E o atracție și, în primul rând, să ați văzut ce propaganda a făcut și, plus, vin toți amatorii de, de fond de vânătoare și de... În da. România găsesc ceea ce nu mai există afară. Exact. Numai că, la noi, nu este o politică pe nivel de țară și sunt numai unii care... Care lucrează. Deci asta mă tem că organizațiile este... non-guvernamentale fac conservare, de fapt, în România. Asta e o altă poveste: asta, că da. arile protejate despre care vorbim. Da. România e singura țară din Uniunea Europeană care nu a pus niciodată bani pentru uh, arile protejate. Niciodată. Deci, nicio altă țară din Uniune nu există care să aibă da, mă, ca avem pentru să avem acolo arc națională. Când se parte cașcavalul, cum zic, Ei, da. politicienii, și bă, așa, pentru armat... Știi cum ne înarmăm noi? Hai să fim serioși. Deci, că dacă noi... se supără cineva pe noi, ne dă două peste cap, știi, și cumpărăm avioane de miliarde de ăsta, că n-am putea să ne ocupăm de... Din păcate, acum se lucrează, avem acum o federație, se cheamă Coaliția Natura 2000, din organizațiile care se ocupă de protecția naturii. Noi suntem parte în această federație și încercăm, pe nivel de țară, să, cumva, să schimbăm lucrurile, dar... Merge foarte greu pentru că, efectiv, este așa, Ministerul Mediului nu prea are putere, nici nu se vrea acolo, da. din păcate, asta trebuie să spun. Și foarte greu le convingi să facă ceva. Ceea ce ne doare foarte mult, că avem 25% din suprafața țării, e are protejată. Și pe când guvernul dă bani numai pentru deată. Singura are protejată care primește bani în rest. Nu, ar trebui să fie subvenționate toate arele protejate, nu cum e aici că Căliman, în retezat în parâng, în este tot. Deci, mai spune-ne, o... Iulia, despre proiecte ce, până mai luăm o scurtă pauză publicitară, ce, în ce vă mai implicați în, în ce proiecte? Mă gândeam să, să menționăm și despre șoimul dunărean, o specie care în România a dispărut de cel puțin 90 de ani și pe care noi am reușit să o reintroducem. Este drept că în Câmpia șoimul de Vest, dunărean. în mână. Deci în Câmpia Vestică? Da. Dar de ce dunărea în zona fluviului? De nu, el acolo cu, cuibărește acolo de obicei. Solășluim. Da. Dar s-au găsit în Dobrogea. Ultima oară când a a fost văzut într-adevăr în Dobrogea a fost văzut. De atunci nicio semnalare. Noi am reușit să atragem specia dinspre uh, Câmpia Panonică, am reușit să facem cum, 15 cum cuiburi are? artificiale. Cum, cum am, fă, am Punem cuiburi artificiale, ajutăm păsările să cuibărească, da. să-și depună munte. Am avut un proiect uh, finanțat tot, tot de Uniunea Europeană, da. se cheamă, uh, finanțarea se cheamă, proiectul proiectului Life, se da. cheamă, Uh, internațional, era cu mai multe țări, Ungaria, Serbia și Slovacia, parcă, pentru protecția și în Și atunci uh, se fac mai multe lucruri. Deci ne-am uitat care, care o fi problemele. Deci trebuie să faci o analiză de ce dispare specia? Care sunt problemele? Da? S-a schimbat ce, agricultura, nu mai e... Temperaturi, da. fiindcă, o uh, apropo, ne întoarcem la barza, vestita barză, barză în ghilimele, că sunt mai multe, de la dombrăviara, mm. da, le-ați monitorizat și lumea a fost atât de încântată. Apropo de temperatură, au fost în mai, temperaturi foarte scăzute, da. le afectează pe Berze? Uh, un pic, da, probabil, dar baza nu e uh, foarte afectată, fiind o specie de talie mare. Mară, deci Baza, totuși 3 kg, da. uh, rezistă. Eu mi-am făcut foarte mari griji pentru rinduncile noastre, pe care, care o duc mult mai rău decât Berzele, pentru că la populația de Berze putem să spunem că în România e, e stabilă. Stăm, da? stăm bine că suntem undeva la 6.000 de perechi pe nivel de România da. și populația n-a scăzut. E o specie la care e ușoară recensământul, pentru că toată lumea recunoaște o barză, da, putem da, face da. un recensământ, da? Și știm că populația e destul de și ok. pe toți ne-a adus barza, știi? Că ne da, exact. <laughs> Dar rândunicile de exemplu, care îți păsă de 15 grame, da? Da. care migrează până în Africa, vin în fiecare an să duc vin și care se hrănesc cu insecte zburătoare, când revin ele din Africa, primăvara noi, și, și primesc găsesc trei zile de ninsoare și minus, e dezastru. Cu siguranță. La, la, la ei e dezastru. Păi era, era început de mai. nu. Sfârșit de apoi a fost la București, la Predeal era zăpadă până în genunchi. Da. Era iarnă, toiu, iernă. Bine că a trecut. Rădunica da. e destul de bun zburătoare, deci uh, câteva sute de culoare pot poți să facă rapid, așa, ca să da, se orienteze. Dar dacă și în Grecia era frig, e, e <laughs> atunci... Mai, mai luăm o public, uh, pauză de publicitate și ne întoarcem. această seară, grupul Milvus, Iulia Vizi și uh, Tomas Pop. Uh, vorbim despre din nou despre proiecte uh, și aș vrea să ne, ne întoarcem la, fiindcă voi ați fost la Reghin și ați aplicat uh, pentru un, pro, un proiect la fondul comunitar, nu? Da. Să vorbim puțin despre prigorie. Povestea asta frumoasă a păsării de Reghin. Uh. Experiența a fost extraordinară la, la acest fond comunitar pentru că participarea și voința și creditul pe care comunitatea reghineană ni le-a dat a fost extraordinar și le mulțumesc din toată inima. Ne îndatorează și pur și simplu trebuie să, să, să lucrăm, vrem să, să atragem cât mai mulți oameni să înțeleagă ce este cu prioria și de ce trebuie să o crotim. De în o linii în generale, în, da. În, a... Deci e o pasăre cu, Tomaș, cu un penaj așa coloristic, fantastic, nu e deosebit? Pot să spun că nu știu dacă e cea mai frumoasă pasăre din, din Europa, pentru că ce înseamnă frumos e diferit da, e, de, e, relativ, de la, da, la individ. Cea mai Indian. colorată, asta cea mai colorată. să spun, pentru respons. că asta e, e, obiectiv. Da, deci Prigoria e cea mai colorată. Este o specie care, iarăși, ca și acvilele de care discutasem, merge în Africa în da? timp de iarnă. Da? Micuța, așa și e așa și ea, ca rândunica, sau mai mic? Da, nu, e mai mare ca rândunica, e un pic mai mare. Uh, cuiberăște în colonii și avem o colonie la Reghin, despre care uh, a vorbit deja Iulia și poate că vrea să mai dăm da niște detalii. Ce, ce vom face. Noi ne-am gândit în acest proiect să uh, împuternicim comunitatea. Atât cu cunoștințe, cât și cu uh, cu puterea de a face ceva pentru păsări. Haide să nu mai fim polițiști, haide să haide să fim oameni responsabili. Avem această pasăre frumoasă care cuibărește aici. Dorim să uh, facem și să impunem la fața locului un panou informativ cu date despre specia la specie. pădurea rotundă, la pădurea rotunde, care da. nu știu. Uh, Vrem să plantăm câteva sălci în fața peretelui. Dacă un o perdea de un, protecție, da, așa. O perdea de protecție. Asta nu înseamnă că pasărea nu va putea fi observată, pentru că ea va ieși da. pentru a aduce hrană puilor. însă, ca să ajungem acolo, vrem să facem un fel de drum uh, tematic. Stăm uh, să ne gândim care sunt acele jocuri pe care să le propunem copiilor din mai multe clase de limbă română, maghiară și germană. Să învățăm să ne jucăm de a prin pădure până la pădurea rotundă. Făceam pe vremuri orientare turistică? Exact, exact. Le punem tot felul de piedici, le punem tot felul de ghicitori da. să învețe natura. Ajung sus, vorbim despre uh, prigorie și o observăm cu binoclu, uh, vorbim despre ce înseamnă această pasăre, le dăm informațiile necesare. Și servim o gustare cât mai uh, ecologică, cât mai provenită din zonă. Un măr, un suc de măr, un. Uh, da, de invităm pe toți organicii, sigur. Să, uh, am văzut pe, pe ceea ce promovați voi, pe site-ul vostru și pe paginile voastre, ați inițiat un concurs foto, dacă nu mă înșel, da. ce, ce vrea să însemne. Vrem să invităm pe toți pasionații de fotografie să ne trimită uh, uh, instantaneele lor. Sunt trei categorii la care, pe care le propunem. Prima este despre uh, plante și ciuperci, însă fără animale. A doua categorie este despre animalele sălbatice în diferite ipostaze și a treia, pe care încurajăm fotografii români este să ne trimită peisaje din România. Natura în România este numele ei. Toate celelalte două categorii au o anumită taxă de participare. Fotografii români nu vor plăti această taxă, tocmai ca să avem o participare mai mare. De obicei, până acum, ne-au trecut prin mână sute de fotografii și ni se trimit din Australia, din Germania, din uh, Italia am primit. Uh, Ungaria nu mai spun. Dar haideți un pic să fim atenți și noi la natura noastră. Avem, vă invit ce să e, ieșiți în natură cu un tam. aparat de fotografiat. Cum a trimiteți sau nu fotografia noi? vă încurajăm să o trimiteți. Momentele în pe care le petrece acolo afară, Natural. nu se compară cu nimic, cu absolut nimic. Răsplata este premiul cel mare, un trofeu Milvus și 500 de euro, deci este de destul de consistent. Sumă consistent. Pe vreau, fiecare vreau. categorie avem un premiu, întâi 200 de euro, premiul 2, 100 de euro. Aveți finanțatori și... pentru astfel de proiecte? De fapt, este a opta a ediție a concursului, a 9 a noua? A noua. A noua? A noua. scuze, deși soția mea organizează, dar da. <laughs> mai fac. Deci i-ai da, de... transmis microbul după ce te-ai căsătorit și ei, nu? Deci ai adus-o așa, în natură. Da, ea se ocupa oricum de, de educație ecologică, au da. terminat și ea facultatea da. la Cluj. A, deci era erați pe aceeași lungime. Da. da și uh, deci vorbim de co din concurs uh, se adună niște bani și din uh, taxe de participare da. și restul punem noi și, noi și mai sunt S și, și finanțatori oameni să spunem de afaceri care care înțeleg ce ce faceți voi și cu ce vă ocupați și care au da. uh, sunt mărinimoși, și au dare de mână și vă mai ajută Am sunt da, asta, sunt, puțin, da, da, sunt la centru de reabilitare următorul subiect însă centru de reabilitare Da înainte însă totuși aceste fotografii și detaliile de înscriere sunt pe da. milvus.ro, pagina noastră de internet sau pe Facebook. Îi invităm să ne să urmărească. urmărească da. Avem și tot timpul informații. informații. Absolut. Da. absolut. Dacă nu, invit să ne scrie pe officearondmilvus.ro sau julia.viziarondmilvus.ro le stăm la dispoziție. Stă la dispoziție. Da. Cât privește de finanțatori, da. A, finanțatori. Acolo da. avem acolo, cred că am sensibilit sensibilizat un pic cu oamenii. Avem un centru de reabilitare a animalelor sălbatice, da, rănite. sălbatice da. rănite. Animale sălbatice rănite în proporție covârșitoare sunt păsări, dar am primit căprioare, Pui avem țestoase, vreo 20 cestoase. de țestoase. unde avem țestoase? Urși. Avem. La Urși. În delta, la... Bă, bă, în România știu, avem la... trei specii. Da? Da, este țestoasa de apă europeană da, care și acela mai mult în delta se găsește, da, da dar este și în apele noastre din Transilvania, da. e foarte rară deja, foarte rară, extrem de rară, dar mai găsim, plus sunt două specii de testoase de uscate, da. care da. sunt Dobrogea și în Caraș Severin, Mehedinț. Și povestea testoaselor e, trăiesc foarte mult, nu? Sunt care trăiesc, acum, singurul noastre sute de ani, e așa? A, sute Do da, două, hai să spunem 200. Uite, țestoasele uriașe astea din Galapagos. De da, dar... Da, da. câteva... Un, în cazul țestoaselor noastre de... din centru de reabilitare se întâmplă ca oamenii să le culeagă și să le ducă acasă și să plictisez după care le dau drumul oriunde. Ei bine, aceste țestoase nu trăiesc oriunde și au probleme după aia, se îmbolnăvesc. știi, să duci o și să o pui în acvariu acolo, să vadă copiii, nu știu... Avem un caz: au adus dintr-o țară străină e și două illegal. testoase și le-au ținut 10 ani în cada oh, din baie. Gândiți-vă cum arătau. Ce Acum sunt bine, testoasele sunt bine. Nu sunt da. bine, au e greu, Acum adică cum aduci papagalul și. Da, exact. Îl pui în casă și. Da. Nu, nu, o, nu știu, o altă da. tematică aici intrăm cu care ne ocupăm, dar nu o să foarte tare, este tocmai despre comerțul cu animale sălbatice, care, cu care este o problemă uriașă pe nivel mondial. Da. Și noi am fost, este o. o Uh, există convenția de la Washington, se da. cheamă, o convenție internațională cu 180 de țări care încearcă să regleze acest comerț care dăunează foarte mult, mai ales pe cele exotice. Da. Deci, vorbim se de despre de sălbatice. Uh, uh, de da, de da, dar făcând și o paralelă cu. Am văzut au fost interzise la circ, de exemplu, animalele sălbatice, Tot nu? Mai mult, uh, da. Cel puțin în București, la circul de stat, de globus, da. nu mai au voie să. Sigur că, așa, acolo e. Discutabil, noi eram fascinați ca și copii din nou mântori, dar uite ce se întâmplă. Uh, Vorbește-ne puțin despre urs, fiindcă, uite, suntem într-o zonă unde urșii urși la ei acasă, așa. Sigur că s-au întâmplat și mici accidente sau mai mari, regretabile. Cum stăm cu, cu ursul Brun, ursul, nu știu, Carpatin? Uh, ce Eu, ce avem în zonă? E o temă foarte sensibilă, uh -huh. care aveam, avem un coleg care se ocupă permanent cu acest lucru da. și mai mulți care erau implicați în monitoring uh, deci despre urs e foarte greu să spunem cum stăm cu ursul în România pentru că senzația tuturor este că populația A, uh, e foarte mare, mare deja și că... Dar bine, că, de altă parte, pomeneam s-a și vânat mult. Da, și asta e, e o contradicție foarte interesantă pentru că uh, se spune că se vânează ca să nu avem prea multe animale, da? Și în același timp, pe când s-au dat cote de 2, după aceea 300, 400, am ajuns la 500 de uși pe țară, Crestut. da? Și totuși populația tot era în creștere, nu în descreștere, conform vânătorilor. Și atunci am întrebat, e o metodă bună? Yeah. <laughs> Pentru că ce se întâmplă cu vânătoarea de trofee? E foarte simplu. Vânătorul de trofee nu vânează orice us. Și lui trebuie usul cel mai mare, 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 da? da? da, da. Și ce reglează populația noastră de urs? Masculii, se întâmplă și la lei, masculii mari, de obicei, dacă prind o ursoaică cu pui, și nu sunt puii lui, omoară puii, e da. drastic, dar se întâmplă pentru că atunci... E o reperechere. Da, exact. Rel, da, o nouă are familie, are, o, șansă are o șansă ca să, da. să se reproducă. Uh -huh. Da? Și asta uh, ține populația în frâu. Iar noi dacă omorâm uh, masculii bătrâni, Trofee. Majoritatea pentru trofee plus hrănim ursul în pădure peste tot, numai că supraviețuiesc mult mai mult pui. Da și noi spunem că prin vânătoare încercăm să scădem populația la nivel. Nu, nu se poate. Dar asta e o poveste foarte da, delicată, foarte lungă. S-a interzis să... popul... vânătoare de urs. Știți că nu da, mai sunt cod de da, toamnă da. trecută. Acum în primăvară iarăși a fost da, o discuție. O... Eu nu sunt specialist în această da, da. privință, dar bine, ne-au oferit câteva repere și știm cam unde ne... Ceea ce am vrut să spun este sipto. că colegul nostru a montat avem peste 15 urs cu emițător da? GPS pe care... Și asta cum? Prin da, foarte e, greu, e destul de periculos și greu, dar se poate face și nu, nu e periculos, de fapt, dacă o faci bine nu e periculos, se prinde cu capcană da, se da, tranquilizează, da. se pune, e cu medic veterinar, cu tot, cu autorizații uh, am scos și mult, uh, mulți uși din laț și da. în zona braconajul. aceasta Braconaj. și, este în, este zona și în zona Reginului, și în zona Reginului, în Răstolița acum a fost un uh, caz în Răstolița care s-a da. propagat de înainte cu în ianuarie au fost atus pe care l-am scos din lați, da. Acolo, deci ce nu te... am fost învățați la, mai în ales în zonele de munte, în ani și mai prindea o căprioară, mai și un urs dacă pica sau ce. E ceva, știi, care s-a transmis așa ca o tradiție. Da. Dar nu cred că asta uh, are efect pe, pe, pe termen lung sau pe ansamblu sau dăunează. Atât Depinde de... de cât este de mult practicat. Dacă da. se practică așa-așa, da, în așa, zone, zone în România în care da. e practicat la un nivel atât de mare încât deja face face. Mă întorc din nou și spun uh, ceea ce vreți voi să transmiteți. Cred că e foarte important și uh, vorbeam la început despre educație. Educația în școli, dacă aveți un mediu propice unde puteți să vă prezentați proiectele, să vă desfășurați. Fiindcă, uite, uh, mi se pare că se poate. Deci nu trebuie neapărat să obții aprobări, să aștepți la minister, să ai un parteneriat, cum ai spus, te-ai dus, ai bătut la ușă dacă profesorul e deschis. Care sunt mesajele voastre, de fapt? Ce vreți să voi să transmiteți atât copiilor cât și adulților? Că natura e casa noastră. Trebuie să ne gândim mai mult decât apartamentul și casa în care locuim. Că natura ne oferă tot ce noi avem nevoie, inclusiv hrana pe care o mâncăm, aerul pe care îl respirăm, animalele care ne oferă o încântare. Nu cât de plăcut e să vezi o veverită, să vezi o pasăre. Am văzut sânață. și eu recent, o, chiar a <laughs> Nu, ori. poate înduioșa pe oricine, Clar. chiar și pe cel mai, uh, mai uh, să da. spun, aspru om sau da. om, om care nu e deschis. Și da, dorim să dezvoltăm natura de educație, uh, profesorii care sunt deschis la aceste idei. Sunt merituoși și am vrea să-i încurajăm Am avut și sperăm Să mai avem materiale educative Pe care să le punem la dispoziție Avem seturi de jocuri Pe uh, site-ul nostru Care pot fi downloadate în mod gratuit Și care pot fi jucate și fără noi Fără ca noi să venim da. Și orice idee pe care un profesor Bine intenționat o are Să ia copiii și să-i ducă în natură Sigur că da, e, e foarte important Noașa, Te ocupi de atâți ani Și ești de atâți ani în natură Uh, sigur că e foarte, foarte complex și foarte simplu în același timp. Ești fericit, de natură. <laughs> da. Din acolo, numai acolo sunt fericit, să spun așa, și din păcate fiind președintele asociației de foarte mult timp, trebuie să îmi petrec destul de mult timp în birou. Asta e... E o problemă. Asta e. <laughs> Pentru da. că așa s-a nimerit și atunci încerc să fiu. Și acum, când e primăvară, totuși avem foarte multe activități care în care mă implic și ies și De recent fost... nu? Acolo ești tu așa, <coughs> în totalitate. Ai însuflat și copiilor, am înțeles. Da, da, și copiii mei, bine, nu le forțesc deloc, pentru da, că cu forțatul e, nu merge niciodată. Da, proprie. Dacă vor vin le cu ai mine... Le-ai oferit această posibilitate. Exact. Dacă vor vin cu mine și le spun ca și un mesaj și nu numai pentru ei. Natura chiar este viitorul nostru și asta e pentru fiecare om. Trebuie Când faceți o Orice investiție sau orice și trebuie să gândiți pe termen lung. Pentru că profitul pe termen scurt, ca aici avem problemele da, cele mai mari cu da. și cu cei care distrug natura, cei care vor ceva pe termen scurt. Am o pădure, da, da și eu vreau Repede profit să în 5 ani pot să exploatez, și atunci distrug. E, e Asta se întâmplă. Trebuie să ne gândim pe termen lung și să ne gândim, da, și copiii noștri. Și, și ne poți o să aibă. Bă, Sau acuma, eu iau acum unul totul unul și, unul și, unul și, unul și unul. nu las nimic Sine în urma mea. Da. Iulia, ai lucrat mulți ani în presă, foarte mulți ani. Te ocupi acum cu, 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 cu natura, cu asta. Ți-ai regăsit așa o anumită liniște, să spunem, trecând de la o zonă la alta? E foarte multă liniște. E, e ceva ce mi-am dorit în locurile pe, un, pe unde am mai lucrat. M-am ocupat deseori de tematica de mediu, protecția mediului, de asociații. Așa i-am întâlnit pe, pe colegii mei da. actuali, făcând emisiuni despre păsări. Și... A prins, ai prins așa de da, mai mult drag liniștea de... liniștea și pacea minții, e, cred că este osemnită. mult mai importantă decât orice tumult. Și până la urmă, sănătatea și frumusețea pe care o regăsesc, cum am mai spus, în toate proiectele astea. Nu știu cât de mult am transpus... Uh, uh, sentimentele mele și în prezentarea pe care am făcut-o la Reghin. Dar credeți-mă da, că am, am făcut-o total. A fost am făcu am făcut-o din toată inima pentru că eu chiar cred că Prigoria poate fi pentru orașul Reghin un, un fel de brand. Da. Se poate construi pe el foarte frumos. Putem face împreună proiecte pe Prigorie, împreună cu da. Milvus. Putem face conservare. Putem înmulți uh, indivizii da. din această colonie din pădurea rotundă. Păcate, Iulia, știi, în televiziune, da. timpul ne presează. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară în studioul de TV și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Plăcerea a fost să ne a mulțumim. Cât de curând. Și curând. noi mulțumim de bine. Domnilor și domnilor, vă doresc o seară liniștită, o noapte odihnitoare și o zi plină de noi izbânzi.